Polițiștii locali gălățeni au efectuat mai multe controale în piața Calea Basarabiei, în sectorul repartizat comercianților din Republica Moldova. Oamenii legii au depistat un bărbat de 43 de ani din comuna Pechea, care comercializa țigări din Republica Moldova, fără a deține acte de proveniență pentru acestea. În sacoșa pe care o avea asupra sa au fost găsite 86 de pachete de țigări de diferite mărci. Unde ați fost depistare către poliția locală și ce făceați în momentul depistării? La Moldovin. Ce făceați? Era la cumpărături și am luat și niște țigări. Țigările acestea, da? Da. Câte pachete de țigări ați achiziționat? 76, parcă. La ce preț? 7,5. De la cine l-ați achiziționat? De la persoane cunoscute, care erau în piață. Ce urma să faci cu țigările? Să le fumez. Să le fumați dumneavoastră? Da. Ați mai avut probleme cu legea? Nu. Știți că ceea ce ați făcut dumneavoastră contravine legii și se pedepsește? Cred, dar asta este. Am greșit. Ce pot să mai fac? Au fost întocmite actele de constatare, care împreună cu persoana în cauză și cele 86 de pachete de țigări au fost predate organelor de poliție în vederea continuării cercetărilor.